Bun. Stimați colegi, propun să începem ședința pe comisii cu prezență statutară pentru toate comisiile, nu? Da. Așa. Și mai avem câțiva colegi în ordine. Bun. Să-mi dați, vă rog, și... Sunt bucătoare. Bun. Începem cu proiectul numărul 1 de pe ordinea de zi, din ședința ordinară, da? Proiect de hotărâre privind rectificarea și modificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2022. O să începem cu Comisia Economică. Domnul Băicoia nu este? Nu, n-a răspuns. Nu este. În regulă. Știți ce nu mi-ați dat aici? Fix economică. Mi-ați dat doar cultură și urbanism. Cultură, urbanism, juridică. Aveți toate comisii. Comisii, economic. Îi căutam un tabel. E ok. Bine. Domnul Băicoianu nu este, domnul Breazu este, da? Așa. Domnul Constantin Alexandru este, domnul Dinu Ion este și domnul Stan a intrat online? Nu, n-a intrat. Nu este. A rămas persoană. Hai să sune cineva să fie studiul de regulă. Să fie foarte complicat. Nu pe comisii, ea cu comisii. Da. Bun. Comisia Economică. Avizul dumneavoastră este? Favorabil, da? Ce-i prezenți în sală? Bun. Domnul Dinu? De acord, da? Domnul... unde sunteți? Pentru, da? Constantin Alexandru. Domnul Constantin. Și domnul Brăzi. Nu-l aveți? Da, și domnul Breazu, da? Avem trei voturi pentru aviz favorabil, da? Domnul Stan nu răspunde și mai avem pe domnul Băicoianu care nu răspunde, da? Bun. Haideți să trecem la Comisia Juridică. Bejan Răzvan, aviz favorabil. Domnul Dinu Valeriu a intrat? Nu. Într-o formă de comunicare? Nu. Domnul Volbătin este prezent în sală pentru. Domnul Șordan Marius? Îmi spuneți că am decât prima tot despre ce proiect este vorba? Păi nu. Erați în sală când l-am citit. Proiect de hotărâre privind rectificarea și modificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2022. Pentru. Mulțumim frumos. Și domnul Răbaie, care este online? Pentru și dumnealui. În aceste condiții avem 4 voturi aviz favorabil, da? Și o absență domnul Dinu, da? Bun. Mergem la Comisia pentru urbanism. Domnul Tomuță este? Pentru, mulțumim. Domnul Oprișan? Pentru. Domnul Matei Horia? Pentru. Domnul Nica Marius? Pentru. Și domnul Cristea Constantin? Pentru. Mulțumim frumos. Aici avem aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Mai lăsăm. Da. Bun. Am zis să o lăsăm puțin, că nu sunt statutari. Lăsăm un pic Comisia pentru Cultură să aducă și domnul Carabagiu, da? Și le cerem votul la final, dar ca să fim în regulă. La mine ăsta e pentru. Da, în cazul în care se întrerupe semnalul, am înțeles. Bun. Bine ați venit. Trecem mai departe la proiectul numărul 2 de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind propunerea schimbării destinației imobilului C2 Sală Sport, aflat în domeniul privat al municipiului Moreni și construirea pe acest amplasament a unei săli de sport pentru obiectivul de investiție, reabilitare și modernizare, dotare și extindere prin desființarea Corp C2, școala gimnazială numărul 4, municipiul Moreni, județ Dâmbovița. Așa. Bine ați venit, domnul Carabagiu. Ne bucurăm. Asta avem comisia.
Bun. Începem cu urbanism aici. Domnul Păunță? Pentru. Domnul Oprișan? Pentru. Pentru. Domnul Matei Horia? Domnul Horia? Până prinde semnal, întrebăm pe domnul Nica. Pentru. Și domnul Cristian Constantin? Pentru. Bun, chiar dacă dumnealui răspunde sau nu, avem aviz favorabil aici, de la urbanism. Mergem mai departe. La Comisia Economică. Domnul Băicuian, a intrat? Nu, nu. N-a intrat. Două secunde, dacă mă lăsați un pic să termin, ar fi formidabil. Domnul Breazul Gheorghe? Pentru. Domnul Constantin Alexandru? Pentru. Pentru. Domnul Dinu Ion? Pentru. Pentru. Și domnul Stan Vasile, dacă a intrat. Nu răspunde. Nu răspunde, perfect. Dar oricum avem aviz favorabil și din partea Comisiei Economice, e perfect. Bun. Comisia Juridică. Bejan Răzvan, pentru. Domnul Dinu Valeriu nu este. Domnul Borbotina? Pentru. Pentru. Domnul Jordan Marius? Pentru. Pentru. Și domnul Răbaie? Pentru. Pentru. În regulă. Avem aviz favorabil din partea Comisiei Economice și acum trecem la Comisia pentru Cultură, care este statutară. Domnul președinte Haravagiu? Pentru. Pentru. Mulțumim. Domnul Răbaie? Pentru. Pentru. Domnul Roșu? Pentru. Pentru. Domnul Nica Marius? Pentru. Pentru. Și domnul Breazul Gheorghe? Pentru. Avem aviz favorabil din partea Comisiei pentru Cultură, ceea ce e formidabil. Și acum o să cer avizul Comisiei pentru Cultură la proiectul numărul 1, domnul Haravagiu, care era referitor la rectificarea aceea bugetară. Și vă rog mult de tot să spuneți pentru. Pentru. Domnul Haravagiu, pentru. Domnul Răbaie? Pentru. Pentru. Domnul Roșu Marian? Abținere. Domnul Nica Marius? Pentru. Și domnul Breazu? Pentru. Aviz favorabil și din partea Comisiei pentru Cultură, da? Bun. În condițiile astea am finalizat cele două, primele două proiecte de pe ordinea de zi. Da? Trecem la punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind vânzarea directă în favoarea domnului Stoichiță Constantin a terenului intravilan curs construcții, proprietate privată a OAT Municipiul Moreni, cu suprafața de 300 de metri pătrați, situat la adresa Moreni, strada Gheorghe Doja, numărul 6, de județ Dâmbovița, înscris în CF OAT Moreni cu numărul 73. 604, cu număr cadastral 73604, acordat în folosință gratuită în temeiul legii 15 din 2003 și ocupat de o construcție cu destinație locuință înscrisă în CF-ul AT Municipiul Moreni 73604C1, cu număr cadastral 73604C1, proiect de domnului Stoichiță Constantin. Bun. Acestea fiind spuse, începem cu... Avem comisia de la urbanism. Domnul Tomuța? Pentru. Domnul Oprișan? Pentru. Pentru. Domnul Horia? Nu ne auzim foarte bine. Domnul Nica Marius? Pentru. Pentru. Și domnul Horia m-a auzit. Și domnul Cristian. Pentru. Bun. 5 voturi pentru. Aviz favorabil Comisia pentru Urbanism. Mergem la Comisia Juridică. Bejan Răzvan? Pentru. Domnul Dinu Valeriu nu este. Domnul Borbotina? Pentru. Pentru. Domnul Șoldan? Pentru. Și domnul Răbaie? Pentru. Pentru. 4 voturi pentru, aviz favorabil Comisia Juridică. Mergem mai departe. Comisia Economică. Domnul Băicuian nu este. Domnul Breazu? Pentru. Domnul Constantin? Pentru. Pentru. Domnul Dinu Ion? Pentru. Și domnul Stan Vasile? Pentru. Nu este. Avem oricum 3 voturi pentru, aviz favorabil. Și aici. Și mai avem Comisia pentru Cultură. Domnul Haravagiu? Împotrivă. Împotrivă. Domnul Răbaie? Domnul Răbaie, ne auziți? Nu, mai a pierdut semnul. Uite, pentru. Da, da, pentru, pentru. Domnul Roșu Marian? Pentru. Pentru. Domnul Nica Marius? Pentru. Pentru. Și domnul Breazu Gheorghe? Pentru. În regulă, avem aviz favorabil și aici. Și mergem mai departe. Proiectul numărul 4 pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind vânzarea către actualul chiriaș a unui imobil compus dintr-o construcție cu destinația de locuință și terenul aferent acesteia. Imobil, proprietate privată a UAT Municipiul Moreni, cu adresa Moreni, strada Republicii, numărul 10, județ Dâmbovița. Să începem cu urbanismul. Domnul Tomuță? Pentru. Domnul Oprișan? Pentru. Pentru. Domnul Matei Horia? Domnul Nica? Pentru.
Și domnul Cârstea, pentru. Aviz favorabil, 4 voturi pentru și domnul Horea nu răspunde, nu l-am auzit. Mergem mai departe. Comisia juridică, Bejan Răzvan, pentru. Domnul Dinu Valeriu nu este. Domnul Volbotină, pentru. Domnul Șoldan, abținere. Și domnul Răbaie? Pierde semnalul, da, bine a zis, la un moment dat că e pentru la toate. A zis că e pentru la toate. Haideți să recapitulăm, aici avem un vot pentru, domnul Volbotină pentru, da? Și domnul Răbaie care a zis că... Bun, 3 voturi pentru, aviz favorabil, Comisia Juridică, mergem mai departe. Pentru și eu! Ia auziți, vedeți? Perfect, perfect, perfect. Așa. Bun, Comisia Economică, domnul Băicoianu? Nu este. Domnul Breazu, pentru. Domnul Constantin Alexandru, pentru. Domnul Dinu Ion, pentru. Și domnul Stan Vasile, nu este. Avem 3 voturi pentru, aviz favorabil și aici. Comisia pentru Cultură, domnul președinte Caravaggio? Pentru. Pentru. Domnul Răbaie? A zis că e pentru. Domnul Roșu Marian? Abținere. Domnul Nica Marius? Pentru. Și domnul Breazu? Iar. Pentru. Aviz favorabil și Comisia pentru Cultură la proiectul numărul 3. Mergem mai departe. A fost 4. Mergem mai departe la 5. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri administrative în anul 2022 privind prelungirea duratei contractului de închiriere cu obiect locuință pentru tineri destinată închirierii construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în Moren, strada Crângului, numărul 6, bloc A2, etaj 1, apartament 4, locuință închiriată doamnei Judeu Elena. Haideți să începem. A revenit și o să se plată. Perfect. Perfect, am notat. Urbanism. Domnul Tomuța? Pentru. Domnul Prișan? Pentru. Pentru. Domnul Matei? Pentru. Pentru. Perfect. Domnul Nica? Pentru. Pentru. Și domnul Cristian? Pentru. Avem aici 5 voturi pentru și aviz favorabil. Comisia juridică. Bejan Răzvan? Pentru. Domnul Dinu Valeriu? Nu este. Domnul Volbotină? Pentru. Pentru. Domnul Șoldan Marius? Pentru. Pentru și domnul Răbaie. Care este pentru? Este pentru. Bun, avem aviz favorabil și la juridic. Mergem mai departe. Economic. Domnul Măicoianu nu este. Domnul Breazu? Pentru. Domnul Constantin? Pentru. Domnul Dinu Ion? Pentru. Și domnul Stan nu este. Aviz favorabil 3 voturi. Mergem mai departe. Comisia pentru Cultură. Domnul Caravaggio? Pentru. Domnul Răbaie? Pentru. Domnul Roșu? Pentru. Pentru. Domnul Nica Marius, pentru. Și domnul Breazu, pentru. Aviz favorabil și la cultură. Perfect. Mergem la punctul numărul 6 de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre pentru acordarea scutirii de la plata chiriei aferente spațiului cu destinație locuință, proprietate privată a municipiului Moren, situat la adresa Moren, strada TX numărul 12, județ Dâmbovița, având chiriașă titulară pe doamna Cioclea Florina, mama domnului Bădoi Mihai, persoană cu handicap grav. Bun. Comisia pentru urbanism. Domnul Tomuța? Pentru. Pentru. Domnul Oprișan? Pentru. Pentru. Domnul Matei? Pentru. Pentru. Domnul Nica? Pentru. Și domnul Cristian Constantin? Pentru. Aviz favorabil Comisia pentru urbanism. Mergem mai departe. Comisia juridică. Bejan Răzvan? Pentru. Domnul Dinu nu este. Domnul Volbotină? Pentru. Pentru. Domnul Șoldan Marius? Pentru. Pentru. Și domnul Răbaie Eugen, care a zis că e pentru la toate, oricum, ne-a specificat că dacă pierde semnalul, e pentru. Bun, aviz favorabil, Comisia Juridică. Mergem mai departe. Comisia Economică. Domnul Băicoianu nu este. Domnul Breazu? Pentru. Pentru. Domnul Constantin? Pentru. Pentru. Domnul Dinu Ion? Pentru. Pentru. Și domnul Stan Vasile, care nu este. Aviz favorabil și la Comisia Economică cu 3 voturi. Bun. Și acum cultură. Domnul președinte Caravaggio? Pentru. Domnul Răbaie? A zis că e pentru. Domnul Roșu Marian? Pentru. Pentru. Baie, pentru. Pentru. Domnul Roșu, pentru. Domnul Nica Marius? Pentru. Pentru și domnul Breazu? Pentru. Pentru. În regulă. Și cultură aviz favorabil. Mergem mai departe cu punctul numărul 7 de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HTL numărul 42 din 2020 privind asigurarea structurii funcționale și a numărului de posturi din cadrul primăriei municipiului Moren. Bun. Începem cu Comisia Juridică. Bejan Răzvan pentru,
Domnul Dinu Valeriu nu este. Domnul Borbotina? Pentru. Pentru. Domnul Șordan? Abțin. Abținere. Domnul Răbaie a zis că e pentru. Pentru, pentru. Bun. Avem 3 voturi pentru, aviz favorabil. Mergem mai departe. Economicul, domnul Măicăru nu este. Domnul Breazu? Pentru. Domnul Constantin? Pentru. Domnul Dinu Ion? Pentru. Și domnul Stan Vasile, care nu este, avem aviz favorabil și aici. Bun. Mergem mai departe. Cultura, domnul Harabagiu? Abținere. Abținere. Bun. Domnul Răbaie a zis că e pentru. Domnul Roșu Marian? Abținere. Abținere. Domnul Nica Marius? Pentru. Și domnul Breazu? Pentru. În regulă. Avem 3 voturi pentru și aici. Aviz favorabil. În regulă. Și mai avem... ce mai avem? Urbanismul. Mai avem. Domnul Tomuță? Abținere. Abținere. Domnul Prișan? Pentru. Pentru. Domnul Matei? Abținere. Abținere. Domnul Nica Marius? Pentru. Pentru. Și domnul Cârsa Constantin? Pentru. În regulă. 3 voturi pentru. Aviz favorabil și aici. Mergem mai departe. La proiectul numărul 8 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind închirierea unui contract de asistență juridică în vederea acordării de asistență juridică și reprezentarea primăriei, Consiliului Local și primarului municipiului Moreni în fața instanței de judecată. Bun. Comisia Economică. Domnul Breazu? Pentru. Domnul Constantin? Pentru. Domnul Dinu Ion? Pentru. Și domnul Stan nu este, aviz favorabil. Comisia Economică. Mergem mai departe. Juridic. Bejan Răzvan pentru. Domnul Dinu Valeriu nu este. Domnul Bolbotină? Pentru. Pentru. Domnul Șoldan? Mă abțin. Abținere. Și domnul Răbaie, care a zis că e pentru. Pentru. Bun. Aviz favorabil și aici la juridic. Mergem mai departe. La cultură. Domnul Harabagiu? Abținere. Abținere. Domnul Răbaie? Nu-l mai auzim, dar a zis că e pentru. Domnul Roșu? Împotrivă. Împotrivă, chiar. Domnul Nica Marius? Pentru. Pentru și domnul Breazu? Pentru. Pentru. Bun. Avem 3 voturi și aici. Aviz favorabil. Ce mai avem? Mai avem urbanismul. Domnul Tomuță? Abținere. Domnul Prișan? Pentru. Domnul Matei? Abținere. Bun. Domnul Nica? Pentru. Pentru și domnul Cârstea? Pentru. Aviz favorabil. Cu 3 voturi pentru. Mergem mai departe. La proiectul numărul 9 de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economice aferent obiectivului de investiții în îmbunătățirea infrastructurii publice urbane în municipiul Moreni, județul Dâmbovița, în cadrul obiectivului major de investiții în îmbunătățirea calității vieții populației în municipiul Moreni. Bun. Haideți să vedem... Economic. Domnul Băicoianu nu este. Domnul Breazu? Pentru. Pentru. Domnul Constantin? Pentru. Pentru. Domnul Dinu? Pentru. Ion? Pentru. Pentru. Domnul Stan Vasile nu este. Aviz favorabil Comisia Economică. Comisia Juridică. Bejan Răzvan? Pentru. Domnul Dinu Valeriu nu este. Domnul Bolbotina? Pentru. Pentru. Domnul Șoldan? Pentru. Pentru. Și domnul Răbaie, care a zis că e pentru. Aviz favorabil și la juridic. Mergem la urbanism. Domnul Tomuță? Pentru. Pentru. Domnul Prișan? Pentru. Domnul Matei? Așa, dacă ne răspunde e bine, dacă nu. Domnul Nica? Pentru. Pentru. Și domnul Cârstea? Pentru. Avem aviz favorabil. Avem aviz. Mulțumim frumos, v-am auzit. Aviz favorabil și la urbanism. Și avem acum la cultură. Domnul președinte Harabagiu? Pentru. Pentru. Domnul Răbaie a zis că e pentru. Domnul Roșu? Pentru. Da. Pentru. Domnul Nica? Pentru. Pentru. Domnul Breazu? Aviz favorabil și la cultură. Pentru proiectul numărul 9. Trecem la 10. Da. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local numărul 115 din 30.09.2019 pentru aprobarea proiectului îmbunătățirea calității vieții populației municipiul Moreni, județ Dâmbovița și a bugetului aferent. Bun. Haideți să vedem. Juridic. Bejan Răzvan pentru. Domnul Bolbotina? Pentru. Pentru. Domnul Șoldan? Pentru. Pentru. Și domnul Răbaie a zis că e pentru aviz favorabil juridic. Economic. Și e gata. Domnul Breazu? Pentru.
Pentru. Domnul Constantin? Pentru. Domnul Dinu Ion? Pentru. Și domnul Stan nu este alături de domnul Băicuianu. Avem 3 voturi și aici. Aviz favorabil. Perfect. Mergem mai departe. Comisia pentru urbanism. Domnul Tomuță? Pentru. Domnul Brișan? Pentru. Domnul Matei? Pentru. Domnul Nica? Pentru. Domnul Cristian Constanțe. Perfect. Aviz favorabil. Și aici avem cultura. Domnul Harabagiu? Domnul Răbaie? Pentru. A ajuns în sală. Ajuns e în perfect. Vacanță. Perfect. Roșu Marian? Pentru, da? Pentru, da, domnul Roșu? Pentru. Mulțumim. Bun. Domnul Nica? Pentru. Și domnul Breazu? Pentru. Perfect. Aviz favorabil și aici. Mergem mai departe. La proiectul numărul 11 de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind adoptarea unor măsuri administrative privind constituirea prin procedura licitației publice a unui drept real de superficie cu titlu oneros asupra terenului intravilan neproductiv cu suprafață de 50.000 de metri pătrați, unde privat la OAT municipiul Mureș, cu număr cadastral 71.326, înscris în cartea funciară 71.326 OAT municipiul Mureș, situat la adresa Mureș, strada Industriei, tabloul 88, parcela 3859, județul Bobița, în scopul realizării pe teren a unei investiții cu destinație lucrativă, fală de producție și depozitare pentru materiale nețesute, anexe, amenajări exterioare, împrejurare și racordare la utilități. Cam acesta este proiectul. Haideți să începem cu urbanismul. Domnul Tomuță? Domnul președinte, totuși, ne spune și nouă ceva aici. Este vorba totuși de 5 hectare. Sigur că da. Haideți că o să discutăm cu mare drag și foarte bine faceți că ne întrebați. Pentru că dacă regăsim în corpul proiectului, avem acolo o sumă de bani care... Da, o sumă de 1 milion de euro care va fi plătită în urma... licitației, da? Și o sumă fixă pe an de 40.000 de euro. Dacă domnul primar vrea să completeze? Minimum, evident. Domnul primar, dacă vrea să intervine. Superficia și concesiunea funcționează în felul următor. Trebuie să recuperăm valoarea terenului în maxim 25 de ani. Valoarea terenului am estimat-o la 1 milion de euro, iar redevența care ne-o plătește anual este în jur de 40.000 de euro până la incidența sumei de 1 milion. Deci, ceea ce ne va da nouă va fi 40.000 de euro anual. Mulțumim frumos. Bun. Colegii de la urbanism. Domnul Tomuță? Abținere. Domnul Brișan? De acord. De acord. Domnul Matei Horia? Pentru. Pentru. Domnul Nica? Pentru. Pentru. Și domnul Cristian Constantin? Pentru. Pentru. Perfect. Favorabil. Mergem mai departe la economic. Domnul Băicuianu nu este. Domnul Breazu? Pentru. Domnul Constantin? Abținere. Abținere. Domnul Dinu Ion? Pentru. Pentru. Și domnul Stan Vasile nu este. În aceste condiții aici avem doar domnul Breazu și doar domnul Constantin. Ba nu, avem. E și Dinu Ion care a zis așa. Avem aviz favorabil. Perfect. Este nefavorabil. Domnul Constantin s-a abținut. Așa este. Bun. Aviz nefavorabil din partea Comisiei Economice la proiectul numărul 11 de pe ordinea de zi. Mergem mai departe la Comisia pentru Cultură. Domnul Harabagiu? Abținere. Abținere. Domnul Răbaie? Abținere și eu. Abținere. Domnul Roșu? Abținere. Abținere. Domnul Nica Marius? Pentru. Pentru. Și domnul Breazu? Pentru. Aviz nefavorabil din partea Comisiei pentru Cultură. Și mergem la juridic. Bejan Răzvan pentru, domnul Dinu Valeriu nu este, domnul Bolbotină? Abținere. Abținere. Domnul Șoldan? Abțin. Abținere. Și domnul Răbaie? Abținere. Abținere. Aviz nefavorabil și la juridic pentru proiectul numărul 11. Și mergem mai departe la proiectul numărul 12. Aici atunci vreau să dau niște lămuriri, că mă simt neînțeles. Deci un investitor dorește să construiască o fabrică la noi pe un teren pe care acum sunt mărăcini în spatele imutului. Deci nu produce nimic.
și este dispus să ne dea această sumă de bani ca acolo să facă o fabrică de niște material pe care ulterior să folosească la confecționarea de măști. Deci, pe de o parte, discutăm în ședință că nu aducem investitori, discutăm că nu avem bani la buget, sunt terenuri nefolosite și acum avem o oportunitate. Am vrut să vă spun lucrul ăsta, să fiu ferm convins că știți despre ce proiect de hotărâre este pe ordinea de zi. Bun. Mulțumim. Mergem la proiectul numărul 12 de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre pentru aprobarea planului local de acțiune pentru îmbunătățirea situației romilor din municipiul Moreni, județul Dâmbovița. Și începem cu domnul președinte Harabagiu, la cultură. Pentru. Pentru. Domnul Răbaie. Pentru. Domnul Roșu. Aici aș avea și o întrebare. Dacă avem de gând să facem și noi ceva pentru comunitatea asta, că eu predam o stelă mare și sunt sigur că și domnul Răbaia și domnul Răbaia sunt destul de bine problema. Dacă oamenii ăștia la referendum nu își vor declara corect etnia, școala aia nu va mai putea să funcționeze în program simultan și atunci o să ne trezim cu probleme din partea comunității de acolo, că nu au posibilitatea să-și aducă copiii și propun la dreptate. Unii chiar nu au posibilitatea să iei corect. Așa. Va trebui să le punem la dispoziție microbuzul. A fost bine problema. Adică mi-aș dori ca, eu știu, această instituție să-și... Dar asta cum putem, să-i convingem pe ei să... Este, dacă îmi permiteți, aici e vorba de un consilier. Consilier pe problemele romilor, da. Mediator școlar, da. Cu care să discute în prezența domnului primar, bineînțeles, și să nu se-i convingă. Că nu vorbim de convingere. Consiliere să stând de vorbă despre, fapt, despre ce este vorba. Ce beneficii au, ce beneficii, da. Ce asigurări au. Oamenii nu sunt înștiințați, nu sunt, nimeni n-a stat de vorbă cu ei. Expert local sau mediator școlar sau mediator sanitar. N-a stat nimeni de vorbă cu ei. Nu, nu știu de unde aveți informații. Deci primăria, prin compartimentul nostru de asistență socială, are expert pe problema romilor, angajat. Da, nu am spus că nu are sau ceva. Nu, și că nu s-a vorbit cu ei. Deci se vorbește zi de zi. Da, noi discutăm. Acum, faptul că cineva nu-și declare corect, e răspunderea exclusivă a dumneavoastră. Pentru că în formularul de, dacă vă uitați, în formularul de recesământ, este acolo un paragraf în care spune că este răspunzător pentru ceea ce le declară și că ele sunt corespunzători. Deci nu știu, e falsă o temă să spunem că nu știu cine nu declară corect identitatea sau alte date. Dar s-a discutat cu ei. Bineînțeles că se discută, bineînțeles că au fost informații, iar colegii noștri care fac recesământul au primit instrucțiuni și știu ce au de făcut. Le explică. Dar... iar ținta aia cu fărnul cu un bolovan și spune chinuiu să el o scoatem, cam ceva de genul ăsta. E ceva cu drogul de stare. Știu să se întâmple dacă închide în școala, e, mi se pare prea mult. Da, sigur, continuăm. Domnul Roșu? Da. În regulă, deci pentru și dumneavoastră. Domnul Nica? Pentru. Pentru. Și domnul Breazu? Pentru. Pentru. Aviz favorabil din partea Comisiei de la Cultură. Mergem mai departe. Comisia Juridică Bejan Răzvan, pentru. Domnul Dinu Valeriu nu este. Domnul Bolbotina? Pentru. Pentru. Domnul Șoldan? Pentru. Pentru. Și domnul Răbaie? Pentru. Pentru. Perfect. Aviz favorabil. Mergem mai departe la Comisia Economică. Domnul Băicoianu nu este. Domnul Breazu? Pentru. Domnul Constantin? Pentru. Domnul Dinu Ion? Pentru. Pentru. Și domnul Stan Vasile nu este. Aviz favorabil și aici. Și mai avem Comisia pentru Urbanism. Domnul Tomuță? Pentru. Pentru. Mulțumim. Domnul Oprișan? Pentru. Pentru. Domnul Matei? Pentru. Pentru. Domnul Nica? Pentru. Pentru. Și domnul Cârstea? Pentru. Aviz favorabil din partea Comisiei pentru Urbanism. Și cu această ocazie mergem la proiectul numărul 13 de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al UAT municipiul Moreni, județul Dâmbovița, bunului imobil, policlinica numărul 2, situată la adresa municipiului Moreni, strada 22 decembrie 1989, numărul 10, județ Dâmbovița. Eu propun să trecem la vot, da? Cu comisia, avem Comisia pentru Urbanism. Domnul Tomuța? Pentru. Pentru. Domnul Oprișan? Pentru. Pentru. Domnul Matei Horia? Pentru.
Pentru domnul Nica. Pentru. Și domnul Cârstea. Pentru. Pentru. În regulă. Comisia Economică. Domnul Băicăru nu este. Domnul Breazu? Pentru. Pentru. Domnul Constantin? Pentru. Pentru. Domnul Dinu Ion? Pentru. Pentru. Și domnul Stan Vasile nu este. Aviz favorabil și aici. Comisia Juridică. Bejan Răzvan? Pentru. Domnul Dinu Valeriu nu este. Domnul Borbotină? Pentru. Domnul Șordan? Pentru. Și domnul Răbaie? Pentru. Aviz favorabil și la juridic. Mergem mai departe. Comisia pentru Cultură. Domnul Harabagiu? Pentru. Pentru. Domnul Răbaie? Pentru. Pentru. Domnul Roșu? Nu abține. Abținere. Domnul Mica? Pentru. Pentru. Și domnul Breazu? Pentru. Aviz favorabil și la Cultură. Perfect. Mergem mai departe la ultimul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre. Vreau să vă dau și aici câteva detalii. Deci, necesitatea acestui proiect a apărut datorită faptului că a apărut o axă de finanțare care dă voie OAD-urilor să modernizeze aceste clădiri care nu sunt în proprietatea primăriei. Ele au fost vândute conform legii către medici. Și atunci, prin acest proiect de hotărâre, încercăm să pregătim dosarul pentru a depune un proiect și a moderniza și acel corp de clădire. Asta este scopul acestui proiect. Deci, mi se pare este o mare oportunitate. O oportunitate, putem să-l modernizăm cu bani europeni și... Și era în același timp un blocaj la nivel național pe chestiuni de genul ăsta. Nu este un blocaj, problema este așa. Era complicat. Cea mai mare parte din clădire este proprietate privată a medicilor și este foarte greu de armonizat lucrurile astfel încât să poți să reabilitezi clădirea. Clădirea noastră necesită reparații ample la acoperiș, la fațadă, la termopan, la ferestre, că nu s-au înlocuit. Și e o mare oportunitate să poți să depun un proiect. Dacă acest proiect nu trece, nu depunem. Și clădirea va rămâne în continuare în același fel. Bun. Mulțumim frumos. Proiectul numărul 14 de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind atestarea modificării inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Moreni cu referire la bunul imobil Isla Stage. Și aici să vă dau câteva detalii înainte, că poate lucrurile par mai... Terenul care la noi este prins, ați văzut cu ghilimele, Isla Stage, el nu mai este Islas. Deci, noi am reușit prin procedurile pe care le-am făcut până acum, nu mai este trecut ca Islas. Toată lumea zice Islas Dutrifoi. Acum, pentru a clarifica tot ce trebuie de făcut din punct de vedere al UAT-ului pentru a-l introduce într-un circuit, am început acest pas. Ăsta este un pas ca noi, ulterior, să-l folosim la diverse lucruri pe care le vom hotărâ în Consiliu. Mulțumim. Comisia pentru Urbanism. Domnul Tomuță? Abțin. Abținere. Domnul Prișan? De acord. De acord. Domnul Horia? Domnul Matei? Pentru. Pentru. Domnul Nica? Pentru. Pentru. Și domnul Cristian? Pentru. Aviz favorabil din partea Comisiei pentru Urbanism. Mergem mai departe. Economic. Domnul Băicăru nu este. Domnul Breazu? Pentru. Pentru. Domnul Constantin? Pentru. Pentru. Domnul Dinu Ion? Pentru. Pentru. Și domnul Stan Vasile nu este, aviz favorabil. Mergem mai departe. Juridic. Bejan Răzvan? Pentru. Domnul Dinu Valeriu nu este. Domnul Volbotina? Pentru. Pentru. Domnul Șoldan? Pentru. Perfect. Și domnul Răbaie? Pentru. Pentru. Aviz favorabil și la juridic. Mergem la economic. Domnul președinte Harabagiu, vă rog. Pentru cu discuții. Pentru cu discuții. Doriți să interveniți? Nu acum, nu. Nu acum. În regulă. Domnul Răbaie? La fel. Pentru. Domnul Roșu Marian? Abținere. Abținere. Domnul Nica? Pentru. Pentru. Și domnul Teazu? Pentru. Aviz favorabil și aici. Stimați colegi, vă mulțumim frumos pentru prezență. Ne vedem mâine în ședința de proiect. O zi bună!